oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din TikTok-uri de alea blană, fake, epice, legendare, cum vreți voi să-i spuneți, infernale, nebune în care mi-ați dat tag acolo. Ei bine, am ales câteva, bine, sunt destul de multicele, zic eu, dar dacă mai doriți episoade din astea super, super, super șmechere, vreau să mergeți să cocoșați butonul de like și absolut neapărat în acest moment să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că efectiv la propriu vă ia 3 secunde, gen cât a făcut așa bun frumos, tu te-ai dus să ai apăsat pe butonul de subscribe și m-ai făcut și pe mine fericit și tu o să mai vezi content ăsta super șmecher și este gratis și dacă vrei poți să-l scoți oricând, dar este o mare nebunie pe TikTok, așa că nu uitați de subscribe-ul la blană, de follow-ul la blană pe TikTok și pe Instagram, așa că hai să vedem ce se ascunde prin TikTok-urile astea, să vedem dacă e fake sau nu e fake TikTok-urile. Începem frumos cu o fermă, cum ne place nouă, Minecraft Epic Moment Biggest Melon Farm, Shulkercraft YouTube. Bun, hai să vedem care este situația, văd că sapă un perimetru, au zis că au luat 2 ore să sape perimetrul ăla. Nu prea cred, sincer. Ținem cont că sunt 2. A durat o oră să facă toate chestiile astea. Văd că pune, are buți cu de aia, cum se numește, cu gheață, să înghețe apa ca să poată să pună mai ușor observerele pe apă. Asta e destul de creier. 107.000 de what? Bă, mai urcă ăștia 9 ore, 10 ore. În două persoane e ceva. Păi și cât face asta? 107.000 pe oră. Wow, acum fac un collecting system care arată foarte bine și îmi place tot timpul mi-a plăcut la băieții ăștia că sunt doi. Deci efectiv asta mi-a plăcut tot timpul la băieții ăștia la Shulkercraft, că sunt doi și lucrează amândoi pentru același scop. Să facă cele mai șumechere ferme de pe pământul ăsta și le și îmbracă frumos. Ce? Best Minecraft prank? Ce, mă? Cum a făcut harta aia acolo, că nu înțeleg. Cred că de fapt știu cum a făcut-o. Cred că știu cum a făcut. Ia stai puțin, stai să mai țină puțin harta în mână. Cred că ce vedem noi aici este efectiv undeva departe făcut, construit exact cum este un rail, dar cu blocuri pe ceancuri. Și cred că este pe 16 ceancuri. Dar nu știu exact ce blocuri sunt folosite pentru a face chestia asta, gen pentru a... Adică dacă ne uităm... Da mă, da, se și vede puțin acolo chestia asta. Asta din păcate... Nu avem cum să o testăm, dar sper să avem TikTok-uri pe care le putem testa astăzi, pentru că vrem să vedem nebunie. Vorbeam de chestiile pe care le putem testa, tocmai am văzut acolo Just Bomb Seed. Mamă, ia să vedem ce e asta. What? Ok, dar nu știu dacă e pe Bedrock sau pe Java. Văd aici în comentarii că scriu oamenii că e pentru Java. Și la cum arată, da, pare pentru Java. Deci asta este seed-ul, coordonatele minus 1000. Ok, bun. Hai să intrăm pe Java Edition să vedem dacă chestia asta este reală sau nu este reală. Bun, se dă pe Minecraft, adăugăm seed-ul, că create new world și hai să vedem. Trebuie să mergem la o anumită coordonată, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc aminte bine, și acolo ar trebui să dăm de end într-un iglu. Arată bine de tot seed-ul ăsta. Arată bine de tot. Game mode creative. Bun, frumos. Stai să facem așa. Uai, ce frumos se văd aici schimbarea între frunze. Bum, aici sunt frunze de swamp și aici sunt frunze de zăpadă. Bun, hai să ne dăm teleport la coordonatele astea să vedem dacă este real sau nu este real. Am văzut acolo o chestie. Hai mă, lasă-mă vrăjeala, nu-mi zi că asta chiar mă duce în end. Wow! Ce dă treabă? Ce dă treabă? Du-te bă de aici, fă-te înapoi, l-am salvat pe cap de nurcă ăsta. Băi, sincer să fiu, știam de chestiile astea că există, le găseam de obicei pe Minecraft modat, dar le găseam sub altă formă, niciodată nu știam că există chestiile astea gen real, adică nu știam niciodată că există pe Java. Asta e destul de tare. Da, nu vreau să mint, a fost interesant TikTok-ul, dar din păcate nu e la fel cum a arătat el aici. Hai să vedem următorul TikTok. 15 ore de lucru. Nu prea înțeleg ce e aici, sincer. 15 ore de lucru și văd niște rebuild by hand aici, 66 de frame-uri. Ok, deci a făcut
66 de build-uri. Here's the finished product. What? Ce-i asta, mă? Ce-i chestia asta și cum e făcută, gen? Stai puțin că nu înțeleg. Deci sunt făcute niște caractere. Ok, sunt făcute niște caractere. Ok. Dar gen, cum sunt decupate astea? Că nu înțeleg. Care-i treaba cu ăsta? Ah, cred că ăsta e camera mod. Cred că ăsta e camera mod sau ceva de genul ăsta. Cred că așa funcționează chestia asta. Hai să ne mai uităm o dată la finished product. Să vedem cum arată chestia asta pe care a făcut-o el. Da, mă, da. Arată bine de tot. Arată bine de tot, s-a transformat în Super Saiyan și după aia la sfârșit de tot s-a transformat în Midas aici. Ho, ho, ho! Bine, dacă știe ce e greșit în acest video, trebuie să-i plătești pentru unghii. Ok, eu m-am prins. Ok, m-am prins, dacă v-ați prins și voi, scrieți în comentarii dacă v-ați prins. Absolut neapărat. Trebuie să mă duc să fac asta, TikTok-ul ăsta cu Andresita. Așa că dacă vreți să vedeți dacă iubita mea Andresita își dă seama ce este greșit în acest TikTok, trebuie să mergeți la mine pe TikTok să vedeți dacă a știut sau nu. Efectiv, după ce termin de filmat acest clip, mă duc neapărat sus și fac TikTok-ul ăla cu ea. Mi se pare mult prea amuzant asta. Wow. How to obtain portal block? Chiar funcționează chestia asta? Chiar funcționează chestia asta? What? Ok, văd că oh, e clar 100% pe Bedrock Edition. Ok. Bun, deci pune așa acolo. Interesant. Da, cred că o să fie Bedrock momentul ăsta. Cred că e 100% Bedrock momentul ăsta. Ok, a făcut un mini ceas. Bun. Cu lever. Așa. Băi, sincer n-are sens să urmărim tutorialul ăsta, pentru că Vreau să mă duc să-l testez direct. Adică n-are niciun sens să mă uit la tot ăsta, că vreau să merg direct pe Bedrock să testez asta. Sincer, până în momentul ăsta lucrăm la chestia asta destul de binișor. Bum, și acum trebuie să mai adaug. Așa, bun, s-a format chestia asta. Acum o să trebuie să adaug leverul aici ca să opresc asta. Cred că o să adaug și aici asta. Bun, e perfect până acum. Își arată până în momentul ăsta toată chestia asta din Bedrock Edition. Eu sper doar să funcționeze, să nu le luăm țeacă, pentru că pare o chestie tare de tot, sincer. Bun. Hai să vă explic puțin ce s-a întâmplat aici și ce am făcut rapid. Am făcut un fel de mic contraption în care aici avem flint and steel să aprindă portalul, aici avem apă să oprească portalul și aici noi trebuie să punem o bucată de zăpadă. Nu știu de ce funcționează cu zăpadă, dar trebuie să ne punem silk touch pe netherite shovel. Trebuie să ne scoatem game mod survival. Perfect. Trebuie să dăm drumul la chestia asta. Și dacă nu mă înșel, trebuie să încep să sparg foarte mult ăsta. Cred că asta trebuie să fac. Nu merge. Efectiv nu merge, nu înțeleg ce trebuie să fac. N-am nicio idee, nu știu, efectiv fac eu ceva greșit, ori nu se sparge asta. S-a dus pe jumili. Mamă, ce am făcut acolo sub? Dap, nu cred că funcționează asta. Nu, chiar nu cred că funcționează asta, sincer. Sau am făcut de ceva greșit, n-am nicio idee. Moment epic, bro, cel mai satisfăcător video. Ia, hai să vedem ce e satisfăcător aici. Ok, a pus o lume plină de skulk sensor. Sau shulk sensor. Ok, și dropează un bloc. Wow, sunt satisfăcut în acest moment, sincer. Efectiv, îmi place ce văd. Ideea este că
E puțin mai greu cu squelk senzorele astea, dacă mă întrebi. Dar arată super, super, Caterin, că abia aștept să le bagi odată în Minecraft. Pentru că pe partea de redstone cred că o să fie niște chestii și niște invenții destul de caterincă, gen cum ar fi ajunge acasă, vă dau așa o idee, ajunge acasă, te aude sculc senzorul și îți deschide ușa singur, nu mai trebuie să stai tu pe pressure plate, dar atunci poate să deschide ușa și când vine zombalău, asta e cam jale, dar abia aștept să bage chestiile astea, 1.19, caterincă rău. Care e cel mai greu seed din 1.18? Da, am testat asta în 1.17 și știm că te dădea într-o lavă. Dar ia să vedem în 1.18 ce se întâmplă. Ok, te spawnează pe de-asta. Ok. Bun. Asta e cică cel mai greu seed de pe 1.18. Care cică te spawnează în mijlocul nimănui. Te spawnează pe un... cum se numește? Te spawnează pe un Woodland Mansion și cică, ia stai puțin. Deci te spawnează pe un Woodland Mansion și cea mai aproape insulă e la 600 de blocuri și înseamnă că singura chestie pe care trebuie să o faci este să îi bați pe toți ăștia dinăuntru. Eu cred că glumiți, nu? Gen, cum să fie asta cel mai greu? Cum să fie asta cel mai greu? Adică... poți să iei niște lemn de pe tavan, îți faci o barcă și ai plecat. Sau în noți, dacă vrei, sau gen... Adică, de ce ar trebui să stai eu să încerc să mă bat cu pilligerii, cu niligerii, cu jiligerii, cu toți nebunii ăștia de aici, cu vechi și cu ăia, vă dau cu dragoni, cu nebunii după mine, când efectiv pot doar să îmi fac o barcă sau să not. Gen, just build, bro, nu? Da, Caterinca, sincer. Axolotl Farm? De ce cineva ar vrea să facă așa ceva? Adică de ce? De ce cineva ar fi satisfăcut? Că despre asta vorbim acum. Că mai înainte era vorba că ok, cel mai satisfăcător, nu știu ce. Păi și asta la ce, gen, ce satisfacție ți-a duce? Că nu înțeleg. De ce ai vrea să faci o fermă de axoloți? Și 100% sunt convins că asta nu e o fermă de axoloți și în spatele portalului, de fapt în Overworld, e cineva cu cu un ou de sunt două persoane, unul cu un ou de cum se numește, ou de axoloți și spawnează în continuu și celălalt e cu ou de cod și spawnează în continuu cod, că vedem că nu se spawnează niciun salmon și niciun niciun squid, pentru că orice fermă ai avea în asta, cum se numește, în apă, se spawnează și somoni, și cod, și squiduri. Și niciuna dintre alea nu se spawnează, se spawnează doar pești. Deci sunt două persoane în spate, zăsami creier. O dai? Nu cred că o dai. Bug ilegal pe Minecraft? Ia să vedem. Ok, deci umple un dispenser sau ce? Ok, un chest, îl umple. Ok, ce, acum ce face? Golden Shovel, s-a spart Golden Shovel-ul, face un ceas din observare, pune un dispenser, pune un hopper care se îndreaptă în jos, plin de săbi și după... Dar de ce sunt alea... Hai că o să funcționeze asta. Hai că o să funcționeze asta dacă e. Cred că ne și pierdem timpul dacă testăm asta, sincer. Cred că și pierdem timpul, dar pentru voi o să intru și o să testez. Suntem pe Minecraft, am venit să testăm pârnaia asta. Am umplut un chest cu diamond sword-uri. Ce o să fac acum? O să mă duc să pun... Intră, bă! Intră în gaură, băi, șobolane. Bun. I-am pus să se pupe. Frumos. Perfect. Dispenserul... De fapt, dispenserul o să-l punem altă dată. O să-l punem exact aici în fața asta. O să punem exact așa. O să punem un dispenser aici, pentru că așa ne-a arătat prietenul nostru. Am umplut diamond sword-urile aici. Am umplut chestul de diamond sword-uri. Și acum o să punem un hopper aici, pentru că ați văzut că el a pus un hopper așa în jos aici, așa frumos. Și acum dacă punem hopper-ul aici, că ar trebui noi, că aici să facem 1, 2, 3, 4. Da, băieți, cred că avem dreptate. Este... făcătură, tatcrâta, făcătură. Da, e putea făcătură, gen, nici nu mă așteptam să funcționeze chestia asta, sincer. Adică despre ce vorbim? Adică să fim serioși, nu? V-ați fi așteptat să meargă? Că v-ați fi așteptat dacă e.
Refugee Farm? I mean, de ce? O să 150 de level într-o oră? Când slăbuți dacă mă întreb pe mine? Atâta timp, atâtea resurse să faci un Ravager Farm. Cred că mai bine îți faci două ferme de Enderman. Sau mai bine îți faci o fermă de Enderman. Sau mai bine îți faci o fermă de Creeper. Sau mai bine îți faci orice altă fermă decât o fermă de Ravager. Bine, dar sincer, are și funcționalitatea ei ferma de Ravager, pentru că mai pică cât un dăla, mai e câte o cât un totem, cât un emerald, mai pică câte o chestie. Alex care stă pe spate și bate. Nu știu ce pică din Ravager. Nu mi-aduc aminte ce ar putea pica din Ravager, sincer. Adică care ar fi chestia principală pentru care tu ai putea să bați Ravager ăstea să le sară capacele. 3600 de Ravager pe oră. Ah, bun, bun rău. Și oameni buni, cam asta a fost, și oameni buni, cam asta a fost episodul în care noi astăzi am testat TikTok-uri epice, reale, madagascariene, cum vreți voi să-i ziceți. Și am văzut, băi, chiar mă așteptam să funcționeze ăla cu obsidianul, gen ăla cu portalul, să iei bucăți de portal, dar din păcate n-a funcționat, așa că este un mare Cap-n-Stein, că știți că e Factor Cap, dar da, aparent e țeacă. Păcat, m-aș fi distrat puțin cu niște portale pe acolo, ar fi fost nebunie. Dar, oameni buni, eu am fost de Sami, ne vedem data viitoare, nu uitați să-mi dați tag în continuare în TikTok-uri din astea să le testăm, să vedem care este situația. Ne vedem data viitoare, v-am pupat, o zi frumoasă în continuare, nu uitați de like-ul ăla, subscribe-ul ăla, v-am pupat, pa, pa!